Cred că e timpul să vorbim despre bani, dar nu o să vă spun ce presupune conferința asta acum de la Brașov, între 9 și 10 octombrie, Great People Inside. Tot ce pot să vă spun este să nu ratați. Vă spun doar atât. O conferință despre resurse umane, cred cea mai importantă din această parte a Europei de departe, organizată de Doru Dima pentru a 16-lea an consecutiv și tot de 16, tot de această cifră ne legăm pentru că este suma în miliarde care s-a investit în resurse umane în ultimii 10 ani și cred că în ultimii 2 s-au băgat aproape 7 miliarde în resurse umane. Asta pentru că se schimbă foarte multe, pentru că contextul de pe piața muncii e unul nu doar volatil, ci și într-o permanentă dinamică. Trebuie să ne adaptăm acestui mediu 4.0, nu știu, robotizare, noi uh, capabilități, uh, noi stiluri și noi feluri de a, de, a, de a lucra. Se așteaptă și se cer alte lucruri care, repet, se schimbă tot timpul. Repet, investițiile în resursa umană sunt așteptate să se dubleze până în 2024-2025. Adică ritmul este de două ori mai mare decât până acum. E o lume foarte fervescentă și care cred că va dicta tonul și va dicta felul în care va arăta economia mondială, nu doar națională, nu doar europeană în următorii ani. Haideți să ne vedem la Brașov. Am și eu o prezentare foarte interesantă pentru voi.